Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Nu cred că percepe minunata cameră de luat vederi prin care vă vorbim atât de des, zumzătul acesta binecuvântat al albinelor care rodesc. Nici frumusețea și nici mireasma aceasta de floarea soarelui care își dăruiește lumina către noi. Suntem în seara în care l-am prăznit adormirea lui Vodă Brâncoveanu și a fiilor săi. Suntem în seara în care facem amintire de un voievod român ce și-a pierdut capul câștigându-l pentru Hristos. Am auzit în ultima vreme foarte mulți istorici făcând critică istorică la adresa morții lui Constantin Brâncoveanu, căutând să vadă firele care s-au legat între el și Antimi Vireanu sau ceilalți din jurul său, au încercat să-l descopere ca pe un om politic. Încep să cred că prea politizăm totul. În primul rând, voievodul Constantin Brâncoveanu a fost cel care a dăruit țării demnitatea de țară. A redat, într-un fel sau altul, splendoarea unei bogății pământene de dragul bogăției cerești. Nu putem să spunem că tot ceea ce este în jurul nostru este arhitectură brâncovenească, dar torsiunea aceasta a florii soarelui ne aduce aminte odată în plus de torsiunea din coloanele brâncovenilor, arătând tot tipul lui Hristos chipul bisericii noastre, al Bisericii Ortodoxe. Un tată ai căror fii aveau să moară, ultimul cel mai mic în brațele sale, în încercarea disperată a otomanilor de a transforma în pașalâc sufletul lui Constantin Brâncoveanu. Nu neg că va fi fost și el unul dintre boierii care au umilit poporul pentru a câștiga din bani. Putem să credem că este unul dintre cei care a construit cu jertfa oamenilor din câmp, dacă vreți, toată frumusețea din jur. Dar câți au mai făcut-o până la el și după el, cu atât gentilețe, cu atât de multă voievodală și sfântă așezare. Prin Constantin Brâncoveanu, în fond, suntem mai aproape de frumusețea cerului. Suntem lipiți de frumusețea cerului prin tot ceea ce a purtat ca sine, ca vizionar. Astăzi ne lipsesc acești vizionari. Vodă Brâncoveanu nu doar că e decapitat, îi se scot ochii să nu vadă prea departe. Nu e nevoie de dușmanii noștri pentru a se întâmpla aceasta, ci unor propria noastră dușmănie ne transformă în orbitori ai vizionarilor din jurul nostru. De aceea, îngăduiți-mi dintr-un lan de floarea soarelui să spun să ne liniștim, să-l pomenim pe Vodă, să-i sărutăm mâna care a ținut în palmele sale viața propriilor săi copii și să-i cerem odată în plus iertare că uneori nu mai suntem ai brâncovenilor și că foarte rare ori reușim să facem din biserică ceea ce El și-a dorit să fie, o taină înaintea a tot ceea ce însemna val străin împotriva crucii lui Hristos. Mâine este o nouă zi.